Dacă ne apropiem de sfârșitul verii, mercurul din termometre se încăpățânează să rămână la valori extrem de ridicate. Astăzi în Chișinău au fost aproape 40 de grade Celsius. Soarele torid și zăpușala i-au făcut pe mulți locuitori să ia cu asalt plajele și piscinele din oraș. În apă, pe șezlonguri cu o bere sau un suc rece în mână, oamenii s-au răcorit cum au putut. Mergem pe tobogane, la bazin, jacuzzi, profităm de muzica aceasta minunată, mai servim câte un cocktail, mă rog, narghelea, de toate câte leagă. Am fost la tobogane, a fost mega fantastic, chiar mi-a plăcut. Recomand. Unică cer încă e rând, rest e super. Mă simt foarte bine, fiindcă au zona plus 16, unde nu sunt copii. Cu toate că mai vin și cu copilul, dar astăzi suntem cu adulții, așteptăm distracții mari și, într-adevăr, profităm de ultimele zile de vară. În acest val nou de caniculă, ca la sfârșit de vară, zonele noastre sunt foarte solicitate. Avem 4 zone și avem și zona food court-ului, zona mâncării și a băuturilor. Cea mai mare distracție era în zona pentru copii. Mă distrez foarte bine. M-am dat pe toate topoganele pe care sunt în zona pentru copii. Și ce mai faceți? Cum vă mai distrați? Ne scufundăm, ne bălăcim, ne stropim cu pistoalele cu apă. Mă rog cu prietena și ne dăm pe topogane. Alții au ales să se bălăcească în iazurile din Chișinău. Atmosfera e foarte bună, am venit cu nepoței și ia că ne scaldăm, apa e caldă, e bine, e soare. Mă rog, în apă e bine, e cald și sunt salvări mari dacă ceva. E prea cald afară, foarte bine să te scalzi acum. Cred că e ultima zi de odihnă și începem să ne pregătim de școală. Serviciul hidrometeorologic de stat anunță că vremea rămâne la fel de caldă și în perioada următoare, dar va deveni instabilă. În această seară și mâine, în special în nordul Republicii Moldova, vor cădea verse de ploaie însoțite de descărcări electrice și de intensificări ale vântului.